comitete și comisii. La asta se gândește premierul Emil Boc, în speranța că neînțelegerile cu sindicatele și patronatele se vor rezolva cândva. Mai exact, Emil Boc ar vrea să fie creat un comandament de probleme de investiții, locuri de muncă și prevenirea șomajului. Schimb de replici în ședința de guvern de astăzi între ministrul comunicațiilor și cel al mediului, se discuta despre comunicațiile spațiale. Enervat, premierul Emil Boc a intervenit stângând microfoanele celor de ministri. Participarea la discuții și la negocieri a fost făcută de MCSI. În comisia intermisterială, domnule Crăcuș, nu se dă de aici, în acest birou. În acest microfon se opere microfonul, să știți, v-a jucat să înțelegeți acest lucru. De la guvern la sindicate, reprezentanții profesorilor anunță proteste dacă executivul nu va asigura plăți compensatorii în